Inelul de centură al municipiului Târgoviște are o lungime de 13,8 km. Până în acest moment s-a turnat primul strat de asfalt pe aproximativ 7 km din lungimea acestuia. Întreruperea temporară a plăților pe axa 2 nu afectează, se pare, lucrările la acest obiectiv. După cum vedeți, noi lucrăm în ritm susținut și am sfătuit atât constructorul, în colaborare cu președintele Consiliului Județean, dirigintele de șantier și proiectantul, să lucreze la foc continuu, pentru că principala problemă în acest moment este să se lucreze bine și conform indicațiilor date de Uniunea Europeană, conform contractelor. Noi, după cum vedeți, lucrăm la foc continuu și nu avem de gând să ne oprim, dat fiind faptul că, din punctul meu de vedere, noi nu suntem vizați de această interdicție, ci baronii PSD-ului, care ei știu bine ce au făcut cu banii europeni. Autoritățile declară că au rezolvat și problema inundării pasajului de sub podul de la Romlux. Zona este sub cota minimă a orașului, fiind montată o pompă care va împinge apa în sistemul principal de canalizare. Ne aflăm în probabil punctul cel mai de jos al municipiului Târgoviște. Aici suntem chiar sub rețeaua de canalizare a orașului. Rețeaua de canalizare a orașului este la cota minus 5, aici este minus 5,5. De aceea, după ce, în paralel cu aceste lucrări, s-a montat și o stație de pompare care să împingă apa, care se strânge de obicei în zona acestui pasaj, în rețeaua principală de canalizare a orașului. Și vreau să vă mai spun un lucru. Să nu credeți că aici se strângea apa de fiecare dată, doar datorită faptului că se scurgea din pe cele două pante ale pasajului. Nu, ci din toată această zonă, din toată zona Romlux Micro 6, apa venea aici. Deci nu era numai o problemă de câteva sute de metri, ci o problemă de câțiva kilometri.